1942, lumea a fost sfâșiată de cel de-al doilea război mondial. Din cei 25.000 de romi deportați în Transnistria, 1.767 au fost din județul Dolj. Unii au murit pe drum, alții au căzut pradă în deportare bolilor cumplite cauzate de mizerie și foamete. Pentru noi înseamnă un an dureros, pentru că acolo au fost și bunicii noștri, dar și părinții noștri. Eu am documente, deținem documente, în care arată numele părinților noștri, în care au fost deportați. Istoria își va spune cu siguranță cuvântul mai târziu, pentru că acum încă părerile sunt împărțite dacă mareșalul Antonescu a fost un salvator sau un criminal în privința romilor. Realitatea era cu totul alta, deportarea însemnând o formă mascată de exterminare, destine frânte, crime, violuri, familii destrămate. Cei câțiva supraviețuitori sunt amintiți printre lacrimi de cei tineri care vorbesc despre calvarul celor deportați. Eu cred că suntem în măsură să fim cu toții cât mai aproape ca să venim cu idei, cu propuneri și să acționăm în comunitatea noastră, în afara acestei încăperi, și să aducem un tribut mult mai evidențial, mult mai benefic pentru bătrânii noștri, pentru amintirea celor care au pierit, dar și pentru noile generații. Este un eveniment foarte dureros pentru poporul rom, care ne trezește într-adevăr amintiri dureroase. Ne gândim la strămoșii noștri, la bunicii, la străbunicii noștri care au suferit și care au, mulți dintre ei, nu s-au mai întors acasă. Etnia romă a fost cândva nomadă, dar a avut libertatea de a merge oriunde a dorit. Când s-au stabilit într-un loc, vicisitudinile istoriei i-au trimis într-un exil al lacrimilor care curg și acum. Partea cealaltă a lagărului care mi-a povestit-o tatăl meu, se dădea foarte puțină mâncare și nu era mâncare suficientă, unul dintre aspectele care așa, și fiind tata puțin mai mare cu unchii lui, puțin mai mari, și cu mama lui destul, bunica mea, ieșeau afară și furau găini. Singura reparație morală este cunoașterea faptelor, așa cum au fost.